Alexandra are 10 ani, este din Roșiorii de Vede și face gimnastică în București la CSA Steaua. Și nu, părinții nu au găsit un club la mai puțin de 100 de kilometri de casă. Așa că în anul în care Alexandra s-a apucat de gimnastică, au făcut naveta până la București de câteva ori pe săptămână. Drumul dus-întors dura cel puțin 4 ore, iar antrenamentul propriu-zis ținea și el cam 2 ore. Asta în condițiile în care dimineața Alexandra mergea și la școală în Roșiorii de Vede. Pe atunci, Alexandra mânca, dormea și își făcea temele în mașină. Dar când a crescut și antrenamentele au devenit zilnice, părinții nu au avut altă variantă decât să închirieze o garsonieră în capitală. Cum nu au putut să își schimbe locurile de muncă, bunica a venit la București pentru a avea grijă de Alexandra. Sigur, efortul financiar este unul substanțial, dar nu se compară cu faptul că părinții își văd copilul de 10 ani doar la sfârșit de săptămână. Partea bună este că primele rezultate se văd deja. La prima ei participare la un concurs, nici mai mult, nici mai puțin decât campionatul național de gimnastică, Alexandra a câștigat 3 medalii de bronz și una de argint.